Mai avem o problemă foarte gravă, aceea de îmbătrânirea medicilor de familie. Mulți sunt deja cu prelungiri, conform legii, alții se apropie de vârsta de pensionare. Din discuțiile care le-am avut cu asociațiile medicilor de familie, înțeleg că e un apetit și un interes din ce în ce mai scăzut al tinerilor absolvenți de medicină de a merge către zona medicinei de familie. Cei mai mulți își doresc partea de specialități, evident sunt poate mai interesante din punct de vedere al carierei medicale. O parte, evident, vor să plece în străinătate și acolo au nevoie mai ales de o specializare. Dar, pe de o parte, sigur, pentru problema generală, medicii de familie propun chiar soluții de simplificare și de revenire la un sistem mai vechi în care durata de specializare este mai mică, nu e un rezidențiat de câțiva ani, ci avem o specializare mai scurtă. De asemenea, pentru mediul rural, evident, acolo nu avem o soluție universală. Ține foarte mult și de administrația locală din acea comună să facă atractivă comuna. Știu situații ale unor primari, a unor primari chiar din zona noastră politică, să zic așa, care pe banii primăriei au făcut unele lucrări de renovare, de amenajare, au oferit condiții foarte bune și au reușit să atragă medici de familie. Unii au făcut chiar contracte part-time cu medici de familie din localități asemănătoare, să le pună spații, să le doteze și spații pentru locuiți. Și aici, sigur, ține poate de fiecare administrație publică cum ar putea să-și atragă un medic din cei deja există.